Pentru administrația bazinală de apă Buzău-Ialomița, studierea acestui poluant este o activitate care nu face parte din activitatea noastră curentă. Ne-am gândit în cadrul proiectului să studiem ceva care nu monitorizăm în mod frecvent. Plasticul acesta, care este un poluant recent, dar va fi de lungă durată, influențează atât mediul cât și sănătatea umană. De aceea, în cadrul acestui proiect, studierea microplasticului în special, cum îmi place mie să spun, este plasticul invizibil, a reprezentat o noutate pentru studierea în cadrul apelor interioare și anume în cadrul unui lac de acumulare, barajul Siriu, acumularea Siriu. Ca o concluzie a studiilor realizate în cadrul proiectului Protect Stream 4C, acest microplastic este peste tot. Am găsit particule de microplastic atât în suspensii, cât și în partea de sediment. Nu este în cantitate foarte mare, dar noi spunem că este un semnal de alarmă, că este prezent, având în vedere că noi am făcut proiectul, zona pilot a proiectului este într-o zonă de munte, cu puține localități, cu un turism care acum este în dezvoltare. Deci, practic, este primul, putem să spunem, prima pornire în această zonă legată de poluarea cu plastic. Vom vedea ce va fi pe viitor. Ce obiecte provine plastic? Studiile noastre s-au concentrat pe două fragmente de plastic, macroplasticul și microplasticul. De ce am studiat macroplasticul? Macroplasticul sunt fragmente mai mari de 25 de milimetri. Am studiat acest macroplastic în cadrul unei analize care poartă denumirea de analiză de amprentare sau fingerprinting, pentru a vedea care este originea fragmentului de microplastic. Microplasticul este invizibil, așa încât nu am ști de unde provine. Printr-o analiză chimică de spectrofotometrie FTIR, fragmentele de microplastic au fost investigate din punct de vedere al compoziției polimerilor și am constatat că polimerii prezenți în fragmentele investigate sunt cei prezenți în sticlele de PET, adică polietilen tereftalatul, polietilena, polivinil, polistiren și s-au suprapus cele două, s-au corelat rezultatele celor două studii foarte, foarte adecvat. Din ce produse făceau parte aceste, practic, ungi? Practic, din 90% din deșeurile colectate au fost de plastic. În jur de 70% au fost sticle PET, deșeuri din tacâmuri veselă de unică folosință sau fragmente din diferite obiecte de plastic. Și asta este foarte interesant, 60% din deșeurile colectate și investigate sunt de unică folosință. Mai multe deșeuri am colectat din acumularea Siriu, nu că ar arunca cineva clar pe malurile acumulării Siriu, dar cred că este plasticul care vine din Amonte și mai puțin în zona de Aval. Dar iar spun, nu că acolo este populația mai civilizată, ci cred că intervine curățarea malurilor datorită viiturilor, torenților și este luat la vale deșeurile.